Începerea noului an școlar era o zi de sărbătoare în Ucraina, dar invazia Rusiei a aruncat o umbră acestui moment fericit. Acum, unitățile de învățământ din întreaga țară încearcă să construiască buncăre și adăposturi antiaeriene pentru elevii care se întorc la cursuri. Conform Digi24, în timp ce școlile se pregătesc să-și deschidă porțile în septembrie, mulți profesori sunt îngrijorați că nu vor putea oferi siguranță elevilor sau liniște sufletească părinților, în cazul în care școlile sunt atacate. Școlile noastre nu sunt construite ca să-și poată asigura apărarea, a declarat avocatul poporului pentru probleme de educație în Ucraina. În Irpin, altădată o zonă plină de verdeață a capitalei Kiev, războiul a distrus în mare parte școala numărul 17, una dintre cele mai mari din oraș, unde învață peste 2400 de copii cu vârste între 6 și 17 ani. Bombardamentele au distrus acoperișul școlii și au spart toate ferestrele. Găurile din pereții și podelele viu colorate ale școlii au fost reparate de atunci cu beton și ipsos. Cu ajutorul UNICEF, școala își reconstruiește propriul adăpost antibombardament. Facem astfel încât să fie în siguranță și confortabil acolo, iar copiilor să nu le fie frică, iar părinții să fie calmi, a declarat directorul școlii. Copiii își doresc să se întoarcă la școală și să își îmbrățișeze colegii. Un elev în clasa a doua care a declarat că tot ce își dorește este ca Ucraina să câștige și să moară Putin. Cel puțin 361 de copii au murit de la începutul războiului, iar 1072 au fost răniți. Ucraina a trecut rapid la învățământul online, deoarece infrastructura din învățământ a fost puternic afectată de ofensiva Rusiei. Lipsa calculatoarelor și accesului la internet de mare viteză a reprezentat o provocare, potrivit sondajului de evaluare a nevoilor educaționale din iunie, care a remarcat că sectorul educațional are nevoie de 203.000 de tablete și 165.000 de laptopuri pentru ca profesorii și studenții să continue învățarea online. Luptele au afectat 2.300 din cele 17.000 de școli din Ucraina, potrivit oficialilor din domeniul educației. Aproximativ 59% din toate școlile și universitățile din țară nu sunt pregătite să reia cursurile fizice în septembrie, a declarat marți ministrul educației. Anul școlar va fi foarte dificil. Anul școlar va începe în condiții imprevizibile și foarte dificile, când de fapt nu există un loc sigur în Ucraina, deoarece rachetele rusești pot lovi oriunde. După 2 ani de COVID și jumătate de an de război, profesorii sunt îngrijorați că decalajul privind educația se accentuează în rândul copiilor ucrainieni. Copiii se tem că rușii vor merge cu tancurile pe stradă și de vorbate la ușă. Pe de altă parte, părinții vor trebui să decidă dacă au încredere să își trimită copiii înapoi la școală. Mulți sunt reticenți. Cei care locuiesc în apropierea frontului de est au optat pentru învățarea online, din cauza riscului constant de atacuri ale artileriei și aeriene, care au devenit parte din viața multor orașe ucrainiene. Războiul a provocat de asemenea o migrație a cadrelor didactice. 22.000 dintre cei 434.000 de profesori din Ucraina, dintre care majoritatea sunt femei, au părăsit țara, în timp ce mulți alții au fost nevoiți să plece în alte orașe, a adăugat el. Cei care au rămas sunt din ce în ce mai îngrijorați. Am efectuat un sondaj în rândul la 350 de profesori și toți au spus că cel mai pregnant simt anxietatea, din cauza că au o responsabilitate crescută cu privire la siguranța copiilor, a spus Matias din Teach for Ucraina. Stresul și traumele războiului au afectat și capacitatea de învățare a copiilor. La doar 11 ani, Slata, care a fugit din Kiev cu familia în vestul Ucrainei, spune că este speriată că rușii vor veni acolo și tancurile vor circula pe stradă și rușii le vor bate la ușă, relatează Digi24.